Mihai Venedict este un tânăr botoșănean pasionat de domeniul balneofiziokinetoterapiei încă din liceu. A absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, apoi un master la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași la specializarea balneofiziokinetoterapie. După terminarea cursurilor, s-a întors în orașul natal și și-a deschis propriul centru de fiziokinetoterapie. Centrul este dotat cu o aparatură performantă de ultimă generație, precum aparatul de drenaj limfatic și cel de neurofeedback. Ședința durează jumătate de oră, dar cu tot cu pregătire, cu discuții, fiindcă discutăm despre simptome, durează undeva în jur de o oră în fiecare zi. Se fac 20 de ședințe. După cele 20 de ședințe, în funcție de cum se simte clientul, se mai pot face ședințe de întreținere, o dată pe săptămână sau la două săptămâni. Fiecare creier este unic. Unii reacționează foarte bine și după 2-3 ședințe, unii au nevoie de 10-11, dar pentru a se așeza informația, se fac 20 de ședințe pentru a fi un rezultat pe termen mai lung, ca să zic așa. Practic, creierul învață din nou să gândească optim, normal. Și de aceea și somnul se îmbunătățește și nu numai. Tratează și adicțiile, da. Numai insomnia, dar cu siguranță, cel puțin după prima săptămână, am început să dorm mult mai bine. Somnul am venit cu o altă problemă ce ține de adicții și se pare că au început să se vindece rănile psihice, mentale mai ales. Visul lui Mihai Venedict nu se oprește aici. Tânărul vrea să deschidă un centru de recuperare și la Iași. Centrul nu dispune momentan de contract cu casa de asigurări, deoarece o mare parte din terapiile și echipamentele utilizate sunt atât de noi încât nu sunt decontate de CAS. Iar fiecare pacient are un fizioterapeut care se ocupă de tratamentul personalizat și adaptat în funcție de nevoi. Însă, clinica oferă des discounturi și promoții.